Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Ia uite, mă scuzați că mi-a căzut și cercel. Na, mai rămâne să cadă și al meu. Cu cine am plăcerea? Eu sunt Sebastian Țopescu și am venit cu susținătoarea mea și iubita The OG. Mea. Asta ordinea. Asta ordinea, susținătoare și iubita. Și iubita. Mă rog. Toată lumea mereu mi-a spus Basti. Am 23 de ani și lucrez ca fashion editor și stilist. Călătoresc peste tot la toate fashion week-urile care există, adică din majoritatea orașelor în care există un fashion week. Probabil am fost acolo. În caz că s-ar fi gândit cineva că prost un corset lucrează în inginerie, nu. Stați liniștiți, nu sunt eu șocul. Tot timpul am fost pasionat de corsete, îmi place conceptul de corset. Cred că mă înjură 400 de femei din trecut care își mutau organele pentru corsetul ăla. Acum zic, na, mă, bine că tu porți că-ți place. Dar, na, tot timpul am avut stilul ăsta pentru că nu e o chestie, adică neapărat ca să ies în evidență, cât e așa mă exprim eu. Din copilărie am fost așa. N-a fost o chestie care a pornit deodată. Am început în modă și am zis, gata, acum devin papagal. Adică am fost papagal de mic. Ce ți-ai propus să demonstrezi în seara asta la Șifla Cuțite? Am venit să mă provoc, am venit să depășesc această frică a penibilului, am venit să-mi depășesc această reticență față de ochiul public în România, de care eu m-am ferit toată viața mea. Dar pe care cum ai dobândit-o? De păi am dobândit-o unde? Prin temerea asta. Naștere. Prin cezariană. Da, eu m-am născut într-o familie publică. Poate cineva a recunoscut numele când l-am zis. Și s-ar gândi că sunt nepotul, nu sunt fiul. Tatăl meu este Cristian Țopescu și eu sunt, na, Harapalp sau Prâslea, adică sunt mezinul familiei. Așa, ai simțit presiunea asta? Nu știu dacă neapărat a fost o presiune, dar am vrut să-mi creez o carieră complet pe meritul meu. De-am și lucrat în străinătate ca să știu că nu există niciun fel de mod în care eu să fiu ajutat prin simplu fapt că m-am născut cu un nume, pentru că nu este meritul meu numele meu. Nu eu aleg, nu există o competiție acolo sus de ce copil merge la ce familie. În același timp, niciodată în familia mea nu s-a crescut pe scandal, nu s-a crescut pe drame, cum ar veni. Adică tot timpul a fost un respect, un calm. Și cumva am vrut să onorez chestia asta și să continui la fel, doar că am vrut să-mi creez propriul drum și propria carieră. De la 15 ani și până astăzi, sunt totuși niște ani de zile de când tot lucrez în domeniu. Am stat la Milano, înainte de Milano am stat la Viena, am stat și în Germania și am ajuns să lucrez ca fashion editor, care e un fel de jurnalist, doar că se ocupă și de partea vizuală. Și totuși ești aici la Șef la Cuțite. Dar am zis, da, de ce nu? No. Cred că ăsta e un exercițiu foarte bun pentru mine. În primul rând, să scap de frica asta a penibilului. Ce știi, poate mă pune în juriu. Înțeles. Păi, cu preparatul cu care am venit, garantez că o să fiu direct în juriu. Basti, sper să impresionez. Mulțumesc mult! Orice lucru care necesită un input personal poate fi considerat o artă. Deci da, gătitul chiar mi se pare o artă și partea frumoasă la gătit este că e o artă pe care poate să o înțeleagă toată lumea. Prin mâncare e cel mai ușor mod, la fel ca și prin haine, să exprim personalitatea. Și cumva așa a început și această pasiune a mea cu gătitul. Mie îmi place să mănânc, știu că nu se vede pe mine, dar călătorind atât de mult, îmi place să descoper culturile prin mâncare. Și mereu a fost un factor principal pentru care eu să mă întorc într-o țară. De exemplu, Coreea, care a fost țara preferată în care m-am dus, eu m-aș întoarce non-stop. Deci eu sunt nebunit cu mâncarea coreană, aș mânca non-stop. Mă rog, nu are legătură cu ce gătesc astăzi mâncarea coreană. În principiu, ăsta e ingredientul. Aceea are gust de ananas cu brânză de capră, dar decorațiile sunt ce contează. Mi-ar plăcea să-mi iasă foarte bine, dar na, să vedem dacă iau un cuțit măcar. În trecut am văzut că oamenii au mai fost apreciați pentru efort și pentru migăleală. Ei bine, aici este migăleală. Efort este să stau cu ăsta. Dar vă sfătuiesc să încercați vara măcar carpaccio de ananas cu brânză de capră. Titlul explică ce e. Carpaccio, care e o metodă de a tăia niște felii foarte, foarte subțiri, și gusturile de ananas și brânză de capră împreună mi se pare că se potrivesc perfect. Chiar e bun. Păi tocmai ce am terminat această operă de artă, pentru că arta e subiectivă,
Adică mai pe față decât că e un carpaccio de ananas și că eu am venit ca să -mi arăt partea vizuală, nu cred că se putea. Adică am ales rețeta în concordanță și cu meseria mea. Deja știu reacțiile. Șefii probabil o să zică, păi și eu ce mănânc? Hai să vedem. Ce ghicitoare avem la asta? Ia să vedem. Am eu una, fiată. Zi. Yeah. Că îmi place asta cu ghicitorii, deci, la farfurie. Imaginează-te la volanul unui autobuz. Conduci până la stația T, unde se urcă 8 oameni. Mergi câteva stații și ajungi la stația de autobuz O, unde coboară 4 oameni. La final ajungi la stația M, unde toată lumea coboară. Care este numele șoferului de autobuz? Tom. Păi, tu conduci, adică eu conduc. Adică, da, dacă eu conduc, înseamnă că aici așa ai zis. Imaginează-ți că ai zis conduci... Tom prima oară. Păi nu. Poate să fie, poate să fie doar Dumitrescu, că eu le-am permis. Exact. Ai zis Tom prima oară. Da, dar e foarte tare. Da, da. Te leagă mișta. Da, da. Mi se pare ce-am făcut eu acolo la fel de confuzant ca și această ghicitoare. Nu știu de ce, dar mi-am dat senzația că mirase a pepene? Da, aproape. E sau dovleac, nu, verde. Dovleac, mă. A castravete. Verde, da. Castravete, mă. Băi, eram aproape, e ananas. Da. Ce este? Nu știu, mă, dar așa arată frumoșel. Păi arată frumoșel. Frumoasă farfurie! Deci avem, practic, un starter, un carpaccio de ananas, brânzică și cu castravete. Și niște roșii, sherry. Dar e foarte mult ananas. Păi să fie! Da, mă, dar a tăiat dita mai ananasul. Pă, bune acum. Ce să facă cu el? Păi ananasul e mare el, da. Așa. Ananasul cu castraveți ridică și... Brânză de capră. A muncit mult. La un moment dat, când lucram la o cârciumă, da, am băgat la desert carpaccio de ananas. Și zic și logica. Zi logica. Era foarte ieftin să-l faci. Doi, putea să-l facă oricine. Și era foarte mișto ca și combinație, era plin de rom. Na, nu știu, nu m-am gândit la rom. Are un dressing ca lumea asta, n-are da. Da, era ananas marinat în rom, a, da, cu mult piper și cu înghețat. E altceva. Și era demență. Aici lipsește cu desăvârșire dressing-ul. Da, dar arată bine. Data viitoare. O să pun și rom. E vorba de estetică aici. Hai mai să vedem cine e. Păi să votăm? Hai să votăm. Mi-am place maxim cu aici, cred că e ce trebuie. Da, da, da. Dar depinde ceva... cum, dacă e suficient, știi? Bonte, atâta, mă interesează. I-am dat și cea mai frumoasă farfurie. Sper că ajung cea mai frumoasă la el. În tine am încredere să câștige umorul peste calitățile mele de bucătar. Bună! Salut! Salut! Sunt Sebastian Țopescu. Toată lumea mă strigă Basti de când m-am născut, deci... Scuze-mă, ai vreo legătură cu... Fiul, marele, da. Țopescu? Sunt fiul lui Cristian Țopescu, cel mai serios? Mic. Serios? Wow, ce tare! Câți ani ai? 23. Wow, mulți înainte. Tinerel! Wow. În interior simt că am vreo 80 și ceva, da. Așa fizic mă prezent tânăr, voinic. Wow. Tu ce faci la 23 de ani? Păi eu, fiind un mic workaholic, lucrez de când sunt mic. Și acum lucrez în modă. Lucrez la două reviste internaționale de modă ca editor. Fac, oh, regizez și filme, scurtmetraje de fashion cu care am câștigat și premii. Wow. La Istanbul, la Fashion Film Festival, am primit premiu. Primul care a contat pentru mine, pentru că mi s-a recunoscut talentul în Istanbul, în care eu nu am fost și nici nu am trimis cum ar veni, bună, vreau să concurez. Adică ei mi-au scris și mi-au spus că, că am văzut videoul tău, că am văzut filmul tău, că e superb, că ne place, că vrem să te premiem. Și mi s-a umplut sufletul de fericire. Dacă foarte îmi spuneți tare un oraș, probabil am fost la Fashion Week acolo, invitat. Bârlat! Acolo încă nu! Ei, vezi? Încerc să-i număr acum câte mi-amintesc pe loc. Milano, Paris, Londra, Madrid, Lisabona, Istanbul, Helsinki, Tunisia, Berlin și Kiev. Care Kievul este Fashion Week-ul meu preferat, din toate. Talentul pe care îl găsești în Ucraina și talentul oamenilor de acolo este ireal. Deci de aici și a felul în care ți arată farfuria. Păi da, eu am spus și în spate, vă spun și acum, vă rog să judecați cu ochii, nu cu gura. Haideți să judecăm vizual. Ați, pe genul, ați mâncat o viață, ia doar priviți. Da, păi m-am gândit că poate visa a plecat de la toate farfurii. Am o notă pentru tine, pentru vizual. Da, mulțumesc. 10. Mulțumesc. Chiar ai potențial în zona asta de artă vizuală. Pentru prezentare. Ai făcut ananasul fashion.
Mulțumesc. Deci, gata. Și după cum vedeți pe mine, eu mănânc doar la sărbătorile legale. Și mie îmi place foarte mult să mănânc, dar mai mult să gust. Și mie mi se pare asta perfect de gust, de vară. Adică, na, ți se apleacă de la grătar, ce să mai bași ciocolată după? Nu. Asta e de după grătar? Asta e desert? Poate să fie ce asta dorești starter. Tu să fie. Ce vrei tu să fie aia? Eu aș vrea să fie starter. Starter e. Ok. Deci ca și starter înainte de grătar. E înainte e sau după cei 4 mici? Dar ce-ți veni să vii la noi? Ați mai avut bucătar în emisiune cu corset? Nu, uită-mă. Eu eram tipologia de care ați avut nevoie și n-ați găsit-o. Am mai avut. Am avut, să știi. Păi mi-am pierdut și singurul lucru. Adevărul e că eu sunt bucătar de nevoie. Adică dacă e nevoie, gătesc și e bun. Dar de obicei nu e nevoie, că există comandatul. Dar am momente în care chiar îmi face plăcere să gătesc. Mă rog, nu vă imaginați că doar ananas știu să fac, mai fac carpaccio de mango, căpșuni. Da. Tu ești specializat pe carpaccio. S-a dat Dumnezeu să găsești și roșia prin bucătărie. Toate fructele, până în finală, mă duc. Deci ești pasionat de carpaccio. Da, vă întreb așa, vă zic, ce fruct vreți? Uite, o să-ți arăt eu primul. Din punct de vedere vizual, este o farfurie frumoasă, într-adevăr, foarte frumoasă și valurile astea ușoare așa de ananas chiar sunt montate drăguți. Eu aș simți nevoia de un dressing, de ceva în plus, gust care să lege totul aici, însă, într-adevăr, vizual este ce trebuie. Da, adevărul că arată foarte bine, dar pentru mine primează gustul. Pentru că noi nu avem posibilitatea în acest show să gustăm mâncarea pe care o fac echipele noastre și trebuie să ne bazăm cumva pe gustul lor. La gust mai trebuie lucrat, trebuie să fie ceva mai pa, care să-mi zică, băi, da, așa e doar ananas și brânză de capră. Da, dar un ananas foarte frumos și o brânză de capră... Adevărat! Nu s-a mai văzut. Exact ce au spus și colegii mei, dacă îl marinai puțin în rom și ne puneai un sorbeto de Campari, deja puteai să te duci să-i dărâm pe aia la Vileanu. Alo, ce-am. Dar bănuiesc că n-ai să te super foarte tare pe mine. Nu, pe tine m-am supărat un pic. De ce? Oh. Eu cu tine voiam să merg, că știam că fac Caterinca. Adică am fost primul care am dat 10. Da, o să țin minte când dau blesteme. O să zic. Eu îți ofer ăsta cadou. E cuțitul nostru de aur pe care îl oferim prietenilor. Ești simpatic și cred că intră bine și la colecția ta de fashion. De bling-bling-uri tale. Mulțumesc mult de tot. Te mai așteptăm și mulțumesc mult sezonul următor. Baftă da. Multă. Eu sunt foarte mândru că nu mi-a scăpat gura de marinar, că mai am tendința să-mi scape câte o înjurătură. Nu mi-a scăpat niciuna, am vorbit fin și elegant, deci un câștig. Și a primit cuțitul de aur. Eu nu cred. Al doilea câștig. Uitați că eu am câștigat cuțitul de aur. Aurul prieteniei. Nu este aurul de... Dacă nu poți să câștigi cu gustul, câștigi cu prietenia. Pentru experiența pe care mi-am dorit-o, este cel mai frumos final pe care aș putea să-l am. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.